Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Nissan Qashqai este o veritabilă mașină de familie. De ce spun asta? Este mare, este confortabilă, este spațioasă, are tracțiune integrală, este foarte sigură, arată foarte bine și are un preț interesant de achiziție, cel puțin pentru motorul diesel de 1.6 DCI, cel împrumutat de la Renault. Cam așa arată Qashqai. Are deja 2 ani de când este pe piață și de când Nissan a lansat-o, s-au produs deja peste 500, aproape 600 de mii de unități. Ceea ce înseamnă că mașina asta se vinde foarte bine, este căutată și încercăm să înțelegem de ce în testul care urmează. Dar mai întâi, hai să vedem cum arată la exterior. Așa că arată foarte bine cu jantele de 19 inch, cu puțin negru vopsit la interior care o să adune praf, dar o să mascheze foarte bine acel ferodou ars plăcuțele de frână. Oglinzile laterale sunt foarte mari, sunt generoase și au integrat în ele inclusiv semnalizarea, iar aici jos, umflătura asta, aici stă ascunsă camera care te ajută să parchezi foarte aproape de bordură și ajută și mașina împreună cu acel senzor de parcare de acolo să parcheze singură la bordură. Hai să vedem cum se stă în spate. Cam așa se stă pe bancheta din spate. Am suficient loc la genunchi și pot chiar să mă întind picioarele sub scaunul din față. La cap n-am suficient spațiu din cauza plafonului panoramic, așa că gândește-te foarte bine înainte să comanzi această opțiune dacă o să cari foarte mulți pasageri sau dacă printre prietenii tăi sau copilul tău va crește la 1,90 m înălțime și probabil face basket. Hai să închidem și ușa. Vizibilitate foarte bună, materiale foarte bune și pe ușa din spate, cu excepția plasticului tare din partea de sus. Am și aici piano black. Comenzi pentru geamuri electrice, un spațiu de depozitare pe contiera centrală și pe locul din mijloc se trece foarte ușor, chiar dacă acolo e un pic ieșit din cauza tunelului transmisiei, dar deja aici ating cu scalpul plafonul și un adult nu va sta foarte bine. Un alt lucru care îmi place e că atunci când mă dau jos, blugul meu nu atinge partea murdară de prag și asta pentru că pe ușă există această apărătoare de plastic care va da piept cu tot noroiul, pietrișul și așa mai departe, toată murdăria și partea asta rămâne curată. Hai să vedem și portbagajul. Și arată Nissan Qashqai din spate, cu stopuri generoase, o lunetă fumurie și aplicată înspre față și o să atragă foarte ușor praful pentru că până la urmă este un hatch. Hai să deschidem portbagajul. Butonul este aici sub sigla Nissan. O deschidere generoasă pe înălțime, generoasă și pe lățime și aici avem o suprafață plană de încărcare cu spațiu ascuns acolo. Poți să iei aceste bucăți și să le depozitezi oriunde vrei tu sau poți să le prinzi chiar și așa și aici poți să pui un rucsac sau uite cum am eu aici de la n-am voie să-i spun compania SRL lichid de parbriz, poți să-l lași aici și el nu se va plimba foarte mult prin portbagaj, poți să pui aici și sticlă și ce ai tu nevoie. Poi se ridică de aici și se prinde așa, valabil și pentru bucata din spate, iar aici de desubt se ascunde roata de rezervă. Ceea ce e cool zilele astea, că nu prea mai găsești pe mașini roate de rezervă. Bancheta din spate se rabatează foarte ușor din două bucăți și se obține o suprafață plană de încărcare, așa că ai ce să pui aici, de la schiuri, snowboard, frigider, aragaz, prăjituri, animale, câini, pisici, porc tranșat și lista poate să continue. Și un detaliu foarte interesant, că atunci când ridic bancheta din stânga, se ridică și cea din dreapta automat și nu mai trebuie să mă întind. Așa arată cheia Qashqai-ului, este keyless, poți să o lași oriunde, apăs ambreiajul, cal frâna, apăs butonul start-stop și motorul a pornit. Mi s-au aprins în același timp și două indicatoare mici de aici, de la oglinzi,
sunt cele care te avertizează că ai o mașină în unghiul mort. Deși nu cred că ar fi nevoie de un asemenea indicator, în condițiile în care oglinzile astea sunt foarte mari. Conducem cașcai prin oraș, după ce a fost scoasă la un drum lung de mulți kilometri. Văd că acum consumul mediu este de imediat 7 litri. Ceea ce nu cred că e neapărat prea mult, având în vedere că tot weekendul s-a mers cu ea în modul 4x4, era și foarte mult în oraș. Conducem varianta cu motor de 1.6, diesel, cuplat la o cutie manuală 6 trepte și varianta cu tracțiune integrală. După ce am mers tot weekendul cu Suzuki Vitara și acum o sui în Qashqai, mi se pare că m-am suit din seria 1 în seria 7. Ca și mărime mă refer și la cât de groaie se simte mașina în comparație cu Suzuki Vitara, deși nu este o comparație corectă deloc, în special la preț. Varianta pe care testez este cea de top, avem scaune de piele perforată, aici navigație cu Bluetooth, radio și tot ce trebuie. Motorul de 1.6, deci 130 de cai putere, este cel luat de la Renault. L-am mai testat și pe Renault Kadjar, o mașină cu care Qashqai împarte foarte multe lucruri, inclusiv platforma și parbrizul, dacă nu mă înșel, nu știu exact. Ca design sunt diferite, dar au fost câteva piese folosite, piese mă refer la interior. Motorul este foarte ok, este foarte elastic, răspunde foarte bine cam de la orice turație și e capabil să obțină consumuri foarte bune. Și de ce spun că este elastic? Păi turbina intră foarte repede, intră foarte puternic, așa foarte brutal și între 2-3000 de ture se turează foarte repede între a doua și a treia. Asta și pentru că rapoartele sunt foarte scurte. Anteia este foarte scurtă, trebuie să trec din a doua la sub 20 de km pe oră. Deja la 50 trebuie să-i dau o patra. Pentru că rapoartele sunt scurte, asta înseamnă că trebuie să schimb des vitezele. Așa că schimbătorul se simte foarte fain, e ferm, nu o să greșești treptele de viteză. Ce nu mi-a plăcut mie la Qashqai este că direcția, deși foarte moale, foarte ok pentru oraș, nu oferă deloc feedback. Mi-ar plăcut să am un pic de feedback, mai ales că mașina asta are un roliu. Nu poți să o conduci neapărat cu viteză, pentru că na, e înaltă, e mare. Mi-ar plăcut să am totuși un pic de feedback, așa, un pic de control. Dar mă gândesc că oricum mașina asta va fi folosită foarte, foarte mult în oraș și atunci nu prea și are rostul. Da, și iarăși că în oraș va trebui să treci foarte repede din a treia în a doua, în a treia. Așa că dacă ai posibilitatea, îți recomand să iei cu cutie manuală. Suspensia este foarte confortabilă, setată potrivit pentru drumuri lungi, pentru drumurile normale, pentru mersul acela nesportiv, ci economic. Amortizează foarte bine, uite, o gură de canal, amortizat-o foarte bine, nu vine foarte mult zgomot în habitaclu. Și roliul este undeva între, cel puțin la vitezele mici de oraș, nu se simți mare lucru. E accentuat pe drumurile vilajate de munte. Mașina asta are o grămadă de gadgeturi interesante. O să mergem noi mai în față să găsim un loc de parc ca să parcheze mașina asta singură. Am văzut câteva lucruri deja pe aici. Are foarte multe sisteme active și pasive în ceea ce privește siguranța. Sunt foarte multe airbag-uri peste tot, cortină, în volan, e standard deja de 30 de ani. Am inclusiv city safety, adică dacă o mașină din față frânează foarte brusc sau îmi taie calea, mașina e capabilă să frâneze automat cât să evite impactul sau măcar dacă nu reușește să le evite, să scadă viteza de impact, ceea ce este foarte important. Am inclusiv sisteme aici de cameră care sunt capabile să-mi recunoască semnele de circulație și să-mi spună, vezi că aici este o limită de viteză de 30 de km pe oră. Avem
și cameră pentru mersul cu spatele, inclusiv cu bird's eye view. O opțiune care era de obicei disponibilă pe mașinile mai scumpe. Ca să inițiezi sistemul de parcare automată, trebuie să apăs pe Park Assist, să semnalizez în partea în care vreau să parchez. Stop and select reverse gear, sunt rugat să pun în marșalier, am pus în marșalier, iar eu ridic ușor piciorul de pe ambreiaj. Și mașina parchează singură, în momentul ăsta eu nu fac nimic. Tu controlezi viteza și frânarea, tu trebuie să fii atent și în oglinzi, să nu treacă cineva. Dar și la indicațiile de pe ecran de aici și gata, am parcat. Mi-a plăcut să mă bage un pic mai aproape de mașina din față. Hai să ieșim și din locul de parcare. Ce place că mașina asta e vizibilitate foarte bună, inclusiv la față, parbriș, geamuri, chiar dacă tu stai destul de jos, mașina e foarte luminată și datorită trapei, ceea ce face condusul mult mai plăcut. Îmi place foarte mult și interiorul, mult mai bine finisat și cu materiale mult mai bune decât la vechiul Qashqai, care nu se mai produce din 2013. Vitezometru și turometru au cifre foarte mari, ca tu să le vezi foarte bine. În partea din mijloc am un ecran acolo unde mi se arată consumul instantaneu, consumul median, limita de viteză. În partea dreaptă am sistemul de navigație și multimedia, care nu împrumută sistemul Arlink de la Renault, deși mi-ar fi plăcut. În partea de jos am butoanele pentru climă, foarte bine așezate, butoane foarte mari și sănătoase. Pe nivelul ăsta de echipare am inclusiv clima dublă, iar jos am frâna electromecanică cu un spațiu mic de depozitare și o plichetă de 12V. Între scaune sunt suporturile pentru pahar, un loc mic pentru cheie, am inclusiv căzi de scaune și un spațiu de depozitare aici în cotieră. Și e bine asta pentru că cele din urmă nu sunt foarte mari. Sunt materiale foarte bine alese, puse aici pe bord, moale, pe uși, partea de sus, pe fețele de uși. Ce mă deranjează pe mine este această nuanță de piano black, care atrage praful foarte ușor, indiferent când l-ai curățat ultima dată. Cei care vor alege Qashqai vor avea o decizie foarte grea de făcut, pentru că au două variante. Fie se uită la un break din segmentul mediu, la banii ăștia, fie se uită la un SUV. Și aici mă refer la Qashqai, CX-5, Kadjar și așa mai departe. Break-ul este un pic mai spațios, cel puțin dacă ne uităm la portbagaj. SUV-ul este mai înalt, este mai bun la off-road, probabil. Dar da, SUV-ul îți oferă o poziție mai înaltă la condus, ceea ce foarte mulți caută, probabil, la mersul de zi cu zi. De când s-a lansat generația asta de Qashqai și până acum, s-au produs peste 500.000 de unități și Qashqai Juke și X-Trail au pus Renault nu neapărat pe picioare, că nu duceau rău, dar i-au adus spre vânzări record, spre profituri record, spre încasări record. Și înțeleg de ce. Toată lumea caută SUV-uri, toți vor să facă SUV-uri și dacă nu faci SUV-uri zilele astea, cred că te paște falimentul. De asta și Duster-ul se vinde foarte bine. Și Nissan, prin Qashqai, au reușit să ducă, să zicem, crossover-ul ăsta la nivel de artă. Au făcut mașina asta foarte interesantă din toate punctele de vedere. Design, confort interior, design interior, tehnologie, foarte multe chestii interesante, inclusiv următorul facelift de Qashqai o să vină cu tehnologie pe care o așteptăm de foarte mult timp sau să zicem că este pe val, adică să se conducă singură. Inclusiv viitorul Qashqai, faceliftul acestui model, o să vină cu o funcție de conducere autonomă. Cât de tare e asta? Deci crossover compact nu este, sau segmentul crossover-elor nu mai sunt doar niște hatchback-uri înălțate, ci devin un segment de sine stătător, puternic și e singurul care poate să pună toată industria auto pe picioare. Dacă și Tesla a scos SUV, dacă și Maserati a scos SUV, e atunci clar că ăsta este trendul. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like, un subscribe, un share, ce crezi tu, lasă-ne și un comentariu cu părerea ta despre Nissan Qashqai. Până data viitoare, numai bine!